Bună seara, stimați invitați! Este o zi specială. Am ales această zi minunată de toamnă alături de maestrul Dumitru Popa să fim împreună cu dumneavoastră și să împărtășim din tainele iubirii. Am să citesc pe maestrul Popa și am să încep așa. Noi suntem pe acest pământ să învățăm ce este iubirea. N-am să vă spun eu ce este iubirea. Am să rog pe maestrul Dumitru Popa să ne destăimie secretul iubirii pe pământ, pentru că am înțeles de la maestrul Popa cât de importantă este iubirea și cât de importanți suntem noi pe acest pământ. Alături de mine o am pe doamna președinte Dorina Pop, care de fiecare dată este alături de acțiunile Casei Colecțiilor și nu numai de acțiunile Casei Colecțiilor, ci de alături de artiștii care au ce spune în arta plastică românească și susține artiștii plastici în toate conceptele și în toate proiectele unde Casa Colecțiilor organizează un eveniment. De asemenea, l-am pe mine, lângă mine, pe domnul profesor Alin Bârlcu Mircea, care este un apropiat al meu, un confident al meu și, nu în ultimul rând, un prieten al meu. De această cale îi mulțumesc că de fiecare dată este alături de Casa Colecțiilor. Și vreau să vă spun că este o bucurie și o onoare ca în această dupămasă minunată să fim alături de maestrul Popa, pentru că la nașterea acestui proiect minunat, maestrul Popa a fost foarte neîncrezător. În momentul când ne-am propus, zic, uite maestră, văd un potențial extraordinar la tine în curte și cred că am putea face un eveniment minunat, maestrul Popa a spus, dar tu nu vezi ce e curtea asta? Se văd mai să ce în curtea asta, dar eu zic, dacă ne mobilizăm, reușim să creăm un spațiu atât de minunat, expozițional, atât de generos și atât de primitor. Și maestrul Popa mi-a promis, zice, să știi că am să încerc să rezolv această problemă care de mult timp oarecum mă urmărește și aș vrea să o rezolv, dar cred că a venit momentul să mă mobilizez și să rezolv acest spațiu, această curte frumoasă. Drept dovadă, ieri, alaltăieri, m-a sunat maestrul Popa și mi-a spus, maestre, aproape am terminat, sunt pregătit să facem acest eveniment. Astăzi când am venit și am pășit în curtea maestrului, mi-am avut sufletul de bucurie, inima de bucurie și de emoție. Pentru că maestrul Popa era atât de emoționat încât săracul a alergat de la stânga la dreapta și de fapt nu știa unde vrea să meargă și ce vrea să facă. Și am zis, maestre, relaxează-te. Prietenii sunt alături de tine. Toți cei care participă la acest minunat eveniment sunt prietenii tăi. Sunt aici pentru că doresc să le destămâi despre iubire. Și cred că ești cel mai în măsură să ne spui de fapt ce este iubirea. Îți mulțumesc, maestre. Mulțumesc. Mai vreau să spun un singur lucru și am să-i dau pe microfonul doamnei președinte Dorina Pup. În semn de mulțumire și apreciere față de maestrul Dumitru Popa, doamna președinte Dorina Pop, a lansat invitația membrilor Asociației Artiștilor Plastici Baia Mare, Maramureș, Târgu Mureș, iar astăzi artiștii plastici au răspuns afirmativ și sunt alături de noi. Pe această cale vă rog să-i aplaudăm.
Doamna președintă va face aceste lucruri, eu doar am ținut să amintesc acest lucru pentru că au făcut un efort să fie alături de maestrul Dumitru Popa. Doamna președintă, vă rog. Mulțumesc frumos! Bună seara! Vă salutăm și noi! Mult respect și considerație pentru dumneavoastră în această seară, pentru că ați ales să fiți aici, alături de domnul Popa, de frumoasele creații ale domniei sale. Faptul că sunt pentru prima dată aici, este, cred că și pentru prima dată, dacă nu mă înșel, să-l cunosc pe domnul Popa, că nu l-am cunoscut, l-am tot văzut prin tur, dar nu l-am cunoscut așa personal ca aici. Într-adevăr, suntem într-o tabără de creație și ne-am hotărât să venim în seara asta la dumneavoastră. Am colegi care vin, într-adevăr, de la Satul Mare, de la Maramureș, de la Baia Mare, Turda, mă rog, Cluj, Târgu Mureș. Am ales să fim în această seară alături de dumneavoastră pentru că eram sigură că aici o să găsesc oameni minunați, văd aici femei frumoase, ne limpezim ochii, oameni minunați și ne încântă privirea de fiecare dată, inclusiv bunătatea sufletească a dumneavoastră pentru faptul că sunteți alături pro bono, cu sufletul, cu inima, cu multă considerație față de acel om care creează. Într-adevăr, aici văd niște creații care mă impresionează foarte mult. Ceva care încă eu nu am văzut până acum din partea dreaptă aici este ceva de muzeu, o creație ce nu știți să faceți, că ce știți să faceți aici vede toată lumea, dar nu știu ce nu știți dumneavoastră să faceți. Cred că, într-adevăr, paleta unui artist este foarte largă. Dar dumneavoastră cred că acoperiți 99,9% din această paletă și vă felicităm pentru ceea ce faceți. Felicitări, multe creații de acum încolo și dacă vă putem fi de ajutor cu ceva în timp, să ne spuneți. De ce vă spun asta? Vă spun pentru că noi suntem invitați începând de luna octombrie până la anul, prin aprilie-mai, avem casinou de la Vatra Dornei, o perioadă îndelungată. Dacă vreți să fiți alături de noi în această expoziție, chiar din partea mea aveți o invitație specială. Mulțumesc! Le mulțumim și celor care și-au făcut timp să vină astăzi aici, să ne filmeze, să stea în picioare o oră în șir, ca de fiecare dată le revine cea mai grea muncă domnului din fața noastră. Cred că îl cunoașteți, toată lumea nu mai e nevoie să spun numele. Haideți să-l aplaudăm pentru că face o mare efort de fiecare dată să ne fie alături. Bine, eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ați ales să fiți în această seară alături de noi și sper să ne simțim bine și vă doresc mult succes pe viitor. De la început vreau să-i mulțumesc prietenului și artistului Dumitru Popa, că ne-a primit într-o ambianță cu totul specială și interesantă și șocantă chiar, adică în grădina lui, chiar a autorului. Iar expoziția pe care a organizat-o în acest spațiu absolut interesant vine să valorizeze și să înfrumusețeze și să dea multă greutate și o să ofere multe mesaje acestui spațiu. Prezența atâtor iubitori de artă este una extraordinară. Este deja o atmosferă artistică aici, parcă am fi într-o galerie în aer liber. De fapt, este o galerie. Sper că va fi în viitor o galerie în aer liber și sunt convins că vor urma și alte evenimente vizual-plastice valoroase și interesante în acest spațiu. Este o figură deja cunoscută în spațiul cultural turdean și ujan, colegul nostru. Multe lucruri nu vreau să spun, nu vreau să intru într-o analiză valorică, dar lucrările expuse îți lasă senzația că ai de-a face cu un artist complex, un artist cu multiple preocupări, un artist filozof, un artist care descoperă lumi, un artist care explorează lumi și un artist care reușește să realizeze niște lucrări plastice
de înaltă ținută. Aceste lucrări pot fi expuse oriunde, fac cinste oricărei galerii, fac cinste oricărui spațiu cultural, artistic din lumea asta, aș putea să spun, pentru că mesajele pe care le poartă aceste lucrări sunt universale. Îl felicit încă o dată, ne bucurăm să fim aici, consider ziua de astăzi o sărbătoare de care ne vom bucura în continuare. Îi mulțumesc colegului Dumitru și îi doresc mult spor să ne vedem și la alte manifestări artistice. Mulțumesc Casei Colecțiilor, reprezentată aici chiar prin președintele ei, Zoli Ionescu, amicul nostru, cum a și spus deja, permanent și de-a pururi. Vreau să mulțumesc și doamnei Dorina că vine și sprijină mișcarea artistică turdeană, alături de artiștii de la Cluj și chiar din alte zone. Se pare că mișcarea artistică din zona noastră transilvană începe să fiarbă, începe să se formeze, începe să se creeze un ceva artistic valoros. Sunt curios ce evenimente și ce producții artistice vom admira în viitor. Vă mulțumesc! Maestră Popa, îți revine misiunea să împărtășești cu noi ce este iubirea. Foarte grea întrebare. De 2000 de ani toată lumea se întreabă ce adevărul, ce iubirea. Fiecare răspunde în felul lui. Au fost curente filozofice, au fost curente în religii, în culte. Fiecare vorbea despre iubire. Unii vorbeau despre iubirea agape, iubirea totală, iubirea filio, filială, eros, iubirea asta, sexuală, carnală, iubirea. Păi iubirea e momentul în care pe strada mea trece un necăjit, să-l ajut, să-i dau ceva, poate are nevoie de o haină, poate are nevoie de mâncare. Nu pot să zic că sunt foarte bogat, dar oare nu pot să rup o bucățică din ce am eu și să-i dau și lui? Și să fiu fericit, și asta e adevărata fericire, și atunci sunt fericit când pot să fac fericit partul. E o iubire, e o dragoste. Iubirea. Să ai pe prietenul tău aproape și să nu-i dai în cap, pe la spate. Să apreciezi că e lângă tine și la bine și la rău. Eu personal nu o cunosc. Ce definiție aș da iubirii decât că să fac binele, să-mi iubesc aproapele, să-mi iubesc familia, să-mi iubesc prietenii, să-mi iubesc țara, să-mi iubesc meseria, arta care o fac și să fac o pasiune și să fiu fericit. Oamenii caută fericirea mereu în afară. Fericirea e în interiorul tău, în sufletul tău. Dacă tu astăzi poți să faci o faptă bună, fă o faptă bună și ești un om fericit și ești un om care îți arăți iubirea față de aproapele tău. Nu aștepta mereu iubirea și dragostea și armonia din exterior. Nu de acolo vine, din interiorul tău. Tu prima dată trebuie să faci pasul spre cel din jurul tău și să-i arăți dragoste, iubire, pace, armonie, blândețe, de lungă răbdare diverse.
toate roadele Duhului ăsta sfânt. E foarte greu să fac teoria aici și să spun ce e iubirea, ce e dragostea, ce e... Dar știu un singur lucru, că de la 40 de ani am început să studiez de ce am venit pe acest pământ, care e rolul meu, și în urma divorțului și în urma dezastrului din familie, mi-am dat seama, nu că cu tare și cu tare a greșit, ce am greșit eu, oare de ce am făcut așa și n-am făcut altfel? Iubirea, căutați-o în sufletul vostru, căutați-o să dea roade. Iubiți-vă aproapele. Nu vă, cum să vă spun eu, nu vă blamați unul pe altul. Nu vă invidiați unul pe altul. Că voi suferiți. E drept, foarte târziu mi-am dat seama, dar bine că mi-am dat seama acum ce trebuie să fac. Sunt un om fericit și sunt într-adevăr un om fericit pentru că am descoperit adevărul. Adevărul meu, doresc, mă rog, fiecare să ajungă la adevăr și la cunoaștere. Eu am făcut ultima expoziție cu titlul Amprentele sufletului meu din această viață. Pentru că eu cred că există și alte vieți, sufletul se duce în dimensiunea 4, trupul se duce în cer pământ, nu mai e nevoie de el și vom reveni la momentul potrivit, în data potrivită, ca să ne continuăm ce n-am făcut în viața asta. Am urât în viața asta, nu-i nimic în viața următoare. Vei fi pus în aceeași situație cu prietenul tău sau soția sau copilul tău să-l iubești, nu să-l urăști. Nu vei asculta, nu-i nimic, ca experiența se va continua în continuare, tot așa de-a lungul vieților, până vei înțelege că trebuie să ierți și trebuie să iubești. Asta este concepția mea. E după o documentare foarte serioasă și nu vreau să influențez pe nimeni, fiecare cu credința lui, mergeți mai departe cu credință și Dumnezeu să vă ajute. Și cum zic americanii, Dumnezeu să binecuvânteze America, Dumnezeu să binecuvânteze și țara asta, un popor necăjit și amărât și totuși plin de iubire și plin de talente. Atât. Mulțumesc! Da, pentru că m-ați emoționat foarte mult în această seară cu această lecție de omenie. În primul rând, să-i mulțumesc domnului Zoli că m-a invitat și l-am cunoscut. În această seară am primit o lecție despre bunătate, despre omenie și despre regula bunului simț. Lecția care ne-a ținut-o dumneavoastră în această seară m-a impresionat foarte mult și mi-am dat seama că ceea ce face domnul Zoli își caută acei prieteni vechi care, din păcate, trec multe primăveri sau veni peste domnile lor, dar nu și uită niciodată. Iar încă o dată spun că de când l-am cunoscut pe domnul Zoli, nu am văzut în preajma dânsului un om care să fie nemulțumit sau un om care nu a fost ajutat de domnul Zoli sau nu a fost apreciat. Și tot ceea ce face este pro bono și asta înseamnă omenie, înseamnă multă inteligență, multă putere sufletească și multă dăruire, ceea ce există într-un singur om. Domnul Zoli, Casa Colecțiilor. Iar pentru dumneavoastră, lecția din această seară, că poți pierde într-o clipă totul. Atât am înțeles eu, dar dacă ți-ai pierdut omenia, ești nimeni.
pentru că dumneavoastră ați pierdut, dar România v-a rămas. Felicitări, domnule, mulți ani înainte de acum în vot. Vreau să-și spun și eu ce am înțeles din frumoasa lecție prezentată de maestrul Dumitru Popa. Cât de interesant a motivat maestrul Popa. Iubirea, dragostea, trebuie să o cauți înăuntru tău. I-aș veni să spun așa, ca să găsești iubirea, dragostea înăuntru tău, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu înăuntru tău. Ca să ai o conexiune cu divinitatea, cu Dumnezeu, prima dată trebuie să descoperi în interiorul tău. După care, toate lucrurile vor prinde o nuanță și o legătură atât de strânsă încât nimeni și nimic nu va putea rupe această legătură a iubirii. Vă mulțumesc! Vreau să invit alături de noi, pentru că este un moment atât de special și atât de important, familia Vereș s-a alăturat acestui eveniment și vreau pe doamna Vereș să o am lângă noi. Știu că nu vrea, este atât de modest, este un artist atât de mare, dar atât de modest. Vă rog, doamna Vereș, este important să fiți alături de noi. Dacă vine de la capul până da. Aici. Și am să vă spun câteva cuvinte de doamna Vereș, de ce am invitat-o și vreau să o cunoașteți cu toții, pentru că doamna Vereș, alături de distinsul dumneavoastră soț Tibi Vereș, organizează tabere de creație de ani de zile, a avut o legătură specială și are o legătură specială cu municipiul Turda, cu Galeria de Artă Valer Suciu, unde artiști din Turda care sunt prezenți astăzi la acest eveniment au fost în tabere organizate la Cavic de familia Tibi Vereș. Pe această cale vă mulțumesc în numele artiștilor plastici și numele meu pentru această frumoasă inițiativă și susținere a artiștilor în acea tabără de creație care se numește Elisabeta Art Cavnic. Mulțumim frumos! Te rugăm să spui câteva cuvinte despre ceea ce ai întâlnit tu astăzi aici și cum ți se pare acest concept. Bună seara sau bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. În acest timp suntem în tabără cu doamna președintă Pop Dorina și sunt impresionat de lucrările dumneavoastră. Sunt nemaipomenit într-adevăr că și noi pictăm foarte mulți ani și suntem profesioniști, dar noi lucrările noastre cu totul este altfel. Sunt încântat că am putut vedea lucrările care ați făcut și este deosebit frumos. Eu vă doresc mulți ani înainte și să ne vedem cu bine, poate în tabăra noastră din Cavnic. Mulțumesc! Totuși vreau să vă spun, pentru mine nu-i surpriză. Eu am fost elevul lui Ana Lupaș, ori Ana Lupaș a fost o personalitate mare, o textilistă extraordinară și mulțumesc ei, datorită ei am ajuns în situația asta să înțeleg așa arta, în direcția asta. Da, este arta acum, este foarte modern, lucrările dumneavoastră este în perioada noastră este foarte modern, ceea ce se caută și oricând o să puteți expune unde doriți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Eu zic că este momentul să
scăpăm de emoțiile evenimentului. Maestru de 20 de minute stă cu un pahar gol în mână, tot îl scutură, tot îl vrea, că nu știu ce așteaptă. Eu cred că este momentul să îl prezentăm pe domnul doctor Cărpineanu, care s-a alăturat acestui minunat eveniment și din prima a spus da, îl susțin pe Dumitru Popa, vreau să fiu alături de el. Cu siguranță domnul doctor nu are nevoie de niciun fel de prezentare. Se cunoaște faptul că este un pasionat al gastronomiei. Astăzi mi-aș fi dorit să ne prezinte domnul doctor, pentru că eu n-am apucat să trec în revistă tot ceea ce a pregătit domnul doctor. Ar fi fost interesant, dar poate dacă o să ne apropiem să degustăm din fiecare preparat, domnul doctor ne va spune. Nu ne spui nimic, domnul doctor? Ne las doar să gustăm? Nu aud până aici ce spune domnul doctor, dar asta am vrut să vă spun și să amintesc faptul că domnul doctor s-a alăturat acestui eveniment și tot ce este pregătit pe partea gastronomică sunt preparate, interpretate, reinterpretate și pregătite de domnul doctor Cărpineanu. Dacă cineva dorește să mai adauge ceva, microfonul este disponibil. Poate domnul primar, îl știu de fiecare dată, are câte o intervenție pertinentă și ar fi păcat să nu-i ascultăm părerea. Mă bucur acest eveniment aici în vecinătatea mea. Îl felicit pe domnul Popa. I-am fost cândva fin și i-am rămas fin. Mânaș, adică. Mânaș de fin. E finul meu. Mă bucură că are succes și vreau să spun că, apropo de preparatele gastronomice, a adus întărituri și altă vecină ea noastră, doamna Ica. Am înțeles, eu n-am știut de... Așa că îndrăzniți cu toții că până dimineața avem ce mânca și bea. Avem și paziște aici moale, se poate sta și jos, dacă nu sunt scaune destule. Mă bucură evenimentul de aici, acesta, și doresc să se încheie cu impresiile cele mai bune pentru toată lumea. Mulțumim! Mulțumim. Cu ocazia asta mulțumesc din toată inima presei, televiziunii, tuturora acestor oameni care zi de zi la toate evenimentele din oraș au fost prezenți. Chiar și în orele în care trebuiau să fie acasă cu familia, erau pe teren să facă reportaje, să facă tot felul de constatări la fața locului și să pună pe ecran, la televizor sau pe pagini la internet și le mulțumesc pentru că întotdeauna sunt cu noi și sunt așa de sufletiști și așa de binevoitori încât niciodată nu refuză. Mulțumesc din toată inima tuturor. Felicitări! Domnule, cam despre asta a fost vorba. Concluziile, haideți să le punem împreună. Prin intermediul artei să încercăm să facem o lume mai bună. Vă mulțumesc! Ne apropiem de acest minunat festin pregătit de domnul doctor. Vom avea și o degustare de vinuri. Așa că, în virtutea prieteniei, vă invit să ne apropiem de aceste minunate preparate. Mulțumim! Publicitate! Dăm legătura în studio! Felicitări!